Haideți să vă arăt cum să faceți un risotto cu ciuperci super delicios și cremos. O să avem nevoie de o ceapă, o vom tăia cu bulețe mici, jumate de ceapă vom folosi pentru risotto, jumătate de ceapă pentru ciuperci. Vom avea nevoie și de 2 căței de usturoi. Dacă doriți, îi puteți da pe răzătoare, cum vă este mai ușor. Vom folosi și 150 g de ciuperci. Puteți să folosiți și ciuperci congelate, de care aveți. Într-un bol am pus 180 g de orez arboriu. Am adăugat apă și l-am spălat de câteva ori. Apoi într-o tigaie am pus puțin ulei, am adăugat jumătate de ceapă. Am călit-o câteva minute. Am adăugat usturoiul. După care ciupercile. Puțină sare. Piper. Le-am prăjit la foc mediu. Am adăugat și 80 ml de vin alb. După câteva minute, ciupercile noastre sunt gata, le vom lăsa deoparte. Acum ne vom ocupa de risotto. Într-o tigaie am pus puțin ulei, am adăugat jumătatea de ceapă, focul trebuie să fie mediu, o să gătim ceapa cam 5-6 minute, până va avea o culoare aurie. Apoi adăugăm orezul. Acum trebuie să mixăm continuu, nu trebuie să plecăm de lângă el deloc. Vom pune jumătate de pahar de vin alb. Acum, din acest moment, trebuie să adăugăm lichid în continuu. Gătim câteva minute, așa, împreună cu vinul. Apoi vom începe să adăugăm treptat stoc de legume. Aveți nevoie cam de 600 de ml. După cum am zis, adăugăm totul treptat, nu trebuie să punem totul deodată. Amestecăm continuu. După cum vedeți, în timp așa o să arate. Am mai adăugat stoc, după care am pus și ciupercile. Am pus doar o parte din ciuperci. Am mai gătit câteva minute. Am pus sare și piper după gust. O lingură de mascarpone. Amestecăm continuu. Spre final, când l-am luat de pe foc, am adăugat parmezan, puțin unt. Amestecăm continuu și risotto nostru este gata. După cum vedeți, trebuie să fie cremos, nu trebuie să fie pus în inel metalic, nu este pilaf de orez. Am pus deasupra niște ciuperci, oregano, busuioc, bineînțeles sunt opționale. Dacă vă face plăcere, vă invit să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră. Aștept părerile voastre în comentarii. Acesta este rezultatul final. Mulțumesc!